Urmează așa. Acum, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, un cuplet seară format din doi elevi, de clasa a noua, de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu Hașdeu, din Buzău, din municipiu, reședință de județ. Cei doi tineri, nu din Verona, ci din Buzău, se numesc Teodora Ciubeică. Iată! Și Cătălin Castravete! Acestea dispuse, Ștefan Craiu și Mircea Angel se retrag, spun eu. Urează baftă! Arată! Ăsta e locul. Cool, nu? Nu-ți place? E ciudat. Deci, nu-ți place? Te-ai supărat? Nu, eu nu mă supăr așa ușor. Încep cu stângul. De fapt, nici nu știu dacă vreau să încep cu ceva. El pare mai hotărât. Îmi povestește despre una, despre alta, în romgleză, bineînțeles. Toate sunt cool, ok, nice sau anyway. Câteodată all right. N-are trup, ci body. Nu merge la petrecere, ci la party. Și urăște pingul. Nu spune prea multe despre ea. Ci spune că asta se numește discreție. Mă privește într-una. Îl știu din clasa a patra, dar abia acum îl văd așa. Până era la altă, de-abia schimbam două vorbe. Tot ce știu despre este numele și ce se vede. Și că poartă doar rochii și că poartă un singur cercel. Se crede titiduru, dar e din nou într-o... Are picioare super cool. Adică gleznele sunt fine și asta e super nice. Ce cald poate să fie. Știi ce? O invit la piscină. Nu, e prea repede. Mai bine la un muz. Sau la teatru. Pare că nu se place teatru. La piscină îi vin mai încolo, să nu creadă că... De fapt, de ce nu? Toți tipii invită tipere la movie sau la teatru, nu? O să-i fac o surpriză. Surprizele plăcute plac oricui, nu? Și n-ai o surpriză plăcută? La început, nu mă interesează. El și Gigi și Cici și Jenny, tot timpul împreună, tot timpul pe banca aia ca niște păsări. Și cilipesc într-una în păsărea asta lor. Dar, la un moment dat, îl văd privindu-mă. Nu braznic ca de obicei, nu. Privindu-mă cu adevărat, pentru câteva secunde. Apoi revine la uitătura aia de mare gagical. Nu măcar. Parfumul e ok. Și nu cred că fumează. Adică n-am văzut-o niciodată, sincer. Nu pare genul oricum. Are sânii mici. Adică așa cred. Dar mă pot înșela, nu? Totuși nu cred. Oricum n-are importanță. Îmi plac și sânii mici. La ce prostii mă pot gândi? Are ochii verzi căprui. De fapt, căprui, dar la lumină capătă o nuanță gri. Not-o razna. Dar nu-i decât Lulu. Sincer să fiu, îmi plac și sânii mari. Și într-o zi,
mă invită la teatru. Și zic, bine, nu se așteaptă. Îmi zic, hai să te văd, pasăre fără pene, cum scoți tu o fată în oraș. Dar am o bănuială. Dacă nu-i decât o prinsoare de-a lor ca să-și bată joc de mine, parcă și-l aud povestind. Și am scos-o pe tipița pe Rose și tipa se însolise cu... O rog, e chiar mișto. Îi stătea chiar mișto. Îi scotea tenul alb în evidență. Iar eu mă simt ca un bou. Că m-am îmbrăcat tot cu geaca și blucanul. Cine ne-ar vede pe stradă ar zice, uite-o pe doamna cu vagabondul. Deși spuns, fras, frezat. E dinăuntru... Pune-ți o dorință. Îi șoptește în beznă. Ochi verzi căprui și alunița de pe lobul urechii și ceaiul negru dimineața cu lămâie. Dulcea Crișor. Alb. Alb pasmat. Iar sânii. Cum se numea chestia aia? Discreție? Lumină pe sală! Lumină pe sală, Adi! Am venit și domnul Solcan, bună seara! E momentul vostru, dragilor, casa noua! Bravo, bravo, cum sunteți? Bravo, bravo! Tu vorbești cu Teo, eu vorbesc cu Mișa. Cum ești, Mișa? Foarte bine, mulțumesc. Încă mai emoții? Da. Ok. Cum te-ai simțit, Teo? Excelent. Ce clasă sunteți voi? A noua. Oh. Credeau că sunteți a 12, nu știu ce. Da. Să lăsăm juriul să ne spună. Felicitări! Mulțumim! Sunteți colegi de clasă? Nu, ea e la clasă diferită. Asta era să înțeles bine. Da, suntem în același liceu, dar ea este la 9D, eu sunt la 9E. Nu am reținut liceul de arte? Nu, suntem în HD-ul. Da, suntem colegi de trupă. Suntem în trupa din Isoca. În trupa de tatăl. Înainte de toate trebuie să spun ceva, că am ieșit afară pentru că m-am emoționat foarte tare. Am descoperit în copiii ăștia motivul pentru care eu am tras și mi-am dorit să se nască Arată Artă la Teatrul George Ciprian și vă mulțumesc eu personal pentru că sunteți foarte mici și ăsta este spiritul Arată Artă. Așa. Da, ce text este? Este o scenă din piesa Toți privesc înainte de Mihai Ignat. Ok, bine. Da, e o... uh,
E o interpretare foarte... Hai, vrei să... E... Da, m-am emoționat acum puțin, m-a emoționat Mircea. Mircea, că sunt emoție, cu emoție, cu emoție. Nu, felicitări, e un moment foarte bine gândit, foarte bine executat. Schimbările destul de bine marcate de la gânduri. Asta așteptam. După cum v-ați obișnuit, probabil și de la muzică. Votul prezentatorilor, Ștefan Craiu și Mircea Angel, a decis, dincolo de orice, cu toată dragostea, că în finală, marea finală, cel puțin unul dintre voi doi va merge acum, fără să așteptăm jurizarea. Felicitări, tu am decis acum, mi-a fost bine, nu, dar a fost o chestie a noastră spontană, ești direct în marea finală, că vii cu Mișa, că vii cu cine vrei, este momentul nostru dedicat pentru tine. Acestea fiind spuse, încă o dată aplauze pentru Teodora Ciudeică! Da. Dar de ce nu merg amândoi? Așa a zis Ștefan Craiu și eu l-am ascultat. Nu, doamne, dai golden ticket pentru un moment, nu dai pentru un om. Nu se dă pe persoană, se dă pe moment. Nu? Acestea fiind spuse... Eu urc aici în spatele vostru. Știam că va urma asta, te-am lăsat. Am vrut să mai fac un moment de emoții și de entuziasm. Amândoi, Mihai și Teodora, merg în marea finală! E de parte, dragilor, vă lăsăm să vorbiți. Noi ne retragem. Le ținem de farse, de lăudiți. Dau microfonul, ce facem? Mâine e 1 aprilie, nu e nicio farsă. Sunteți superbi amândoi, împreună. Felicitări! Sigur că nu se poate teatru fără partener, chiar dacă partenerul e publicul atunci când ești singur pe scenă, dar în cazul vostru era foarte ciudat să meargă numai unul dintre ei în finală. Eu personal, desigur, ca să ne mai liniștim puțin din toată euforia asta, să putem să continuăm, nu aș fi făcut ridicările, nu erau necesare, se puteau face dintr-o schimbare de lumină, la un moment dat devine puțin amețitor, puțin obositor și nu are niciun sens, plus că se pierde timp, timp prețios, pentru că timpul are o altă valoare în teatru decât în viață, decât e alt timp, e un timp limitat. Felicitări, v-am șoptit eu așa din când în când, poate m-ați auzit, mai tare, mai tare. E un lucru foarte important, contează mult, face diferența. Sigur că sunt, poate sunt momente foarte, foarte bune, emoționante, dar dacă nu se aud, e cam în van, ca să spun așa. Felicitări și celor de care vă pregătiți. Faptul că sunteți în clasa noua și că nu sunteți la un liceu cu profil vă recomandă ca fiind două talente deosebite și vă doresc spor la treabă pentru finală. Mi-ați adus și mie aminte de liceu și de trupă și de toată atmosfera de festivaluri și de plăcerea aia cu care mă duceam la repetiții și aș vrea să vă rog să nu vă pierdeți bucuria de a fi împreună și de a lucra și de a fi pe scenă împreună. Scurt.
chiar dacă ești, nu e lumina pe tine, nu vorbești tu, nu ești tu punctul principal de interes, încearcă să nu-ți pierzi concentrarea și vorbesc aici cu tine, că ea își menține concentrarea foarte, foarte bine. Deci în momentul în care ești pe bancă și ea vorbește, să știi că lumea se uită și la tine. Adică încearcă, nu știu, încearcă să fii conștient că ești văzut și acolo, chiar dacă e întuneric, chiar dacă ești văzut, da? Atât. Felicitări! Bun, stați. Larisa, a vorbit toată lumea, e ok? Da. A rămas fără microfon. Să fură microfoane, domnule, teatrul ăsta. Oricum, o să fiu rapidă, fiindcă vreau doar să-i felicit. Mi-a plăcut în primul rând. Cucu! Au, ia uite, Denis a fost foarte șocat de... Pune-l pe scenă, muză scenă. Mi-a plăcut în primul rând bucuria cu care ați executat momentul din seara asta. Și am simțit că n-aveați emoții, nu știu, ori ne-ați păcălit voi foarte bine, ori... A fost foarte plăcut să vă privim, a fost relaxant, că nu vedeam acolo. Nu v-am văzut în spate, m-am văzut aici și asta e cel mai important. Și felicitări, așteptăm cu interes momentul din finală. Teo, Mișa, mulțumim frumos! Cătălin, Castravete!